Bine, bine. Probleme, dar nu ai cu treaba, nu-ți mai explic ție. Să bugă decât să stai tot pe Facebook, oricum ar fi. Alo! Dar ce-i treaba are problemele tale cu Facebook-ul meu? Ia zi, ce te-o supărat? Am fost la contabil, că avem de depus o declarație și nu știi să o completeze. Păi cum adică? Păi asta e meseria lui, nu? Păi dacă tu te duci la mecanic și ăla nu știi să-ți rezolvi mașina ca lumea, înseamnă că e un mecanic prost, te duci la altul, nu? Dar pe asta nu știi nimeni să o completeze, că e nouă și nu știi nimeni. Deși declarația asta, Tesla mecanicilor sau cum? E un fel de două feluri, e o chestie nouă, se numește SAFT. Până acum nu a existat și are o grămadă de erori și nu prea știe nimeni să-i dea de cap. Cum ai zis că-i zice? SAFT. S de la sarmale, alea de zici tu că le faci mai bine ca mama. A de la alcool, că asta sigur nu mai uiți dacă zic așa. F de la frumoasă, că da, ești frumoasă. Și T de la tensiune, că îți crește tensiunea când încerci să o completezi și nu-ți iesă. Mi-am reținut doar că sunt frumoasă. Da, deci nu reușește nimeni să o completeze, e complicat. Deci vrei să zici că e SAFT? Vrei să zic cum rezolvi o problemă? Fii atent. Da, bravo, mă, că numai asta ne-ai făcut-o. Acum noi mi-ai rezolvat problemii contabilicești. Ia, cum rezolvi tu? Uite, simplu. Dipinetul ăla pe care tu tot îl critici atâta și care eu tot timpul stau să găsesc ce să-ți mai gătesc și unde caute eu ce mai faci vecinul și ce mai faci Maria aia din n-o suport eu. Încă urmărești pe aia? De ce urmărești dacă nu-ți place? Ei, de ce? Ca să o critic de fiecare dată când postează ceva. Dar hai, lasă asta că nu mai contează, că și așa m-a ajutat că am găsit soluția la problemă prin ea. Că am citit ceva la ea pe Facebook. Fii atent. Sună contabilul acum. Sună, mă, contabilul, cum îți zic. Hai. Ha? Da, bună ziua. Alo, domnul contabil, stai aici cu Anisia, legat declarația aia, o zic că poate să ne ajute ea. Cum? Domnul, mai stați și dumneavoastră pe Facebook, acolo mai aflați niște lucruri. Fiți atenți, există un validator pentru SAFT, care este gratis. Mă rog, acum nu mai este gratis pentru că o să-mi dați și mie ceva, că v-am dat niște informații și vreau să-mi plătesc și eu netul. Nu cred că există așa ceva. De fapt, nu există. Știți câți colegi de-ai mei au aceeași problemă? Ce problemă, domnule, ce problemă? Că nu stau suficient de mult timp pe Facebook așa bine? Hă? Asta e problemă, bă, luminii, că nu mai citește lumea. Nu, doamnă, nu stau nici ei pe social media. Au familie, au copii, credeți că mai au timp de așa ceva? Bine, că mereu găsim scuze să nu citim. Deci, intrați pe grupul SAFT Audit și o să înțelegeți. Este o firmă, Soft Team Solution, de pe site-ul căreia puteți să descărcați și acest validator. A, și zic oamenii pe acolo că ei ne ajută și cu erorile, că au tot felul de discuții și alții au mai făcut chestia asta. Nu-mi vine să cred. Mulțumesc mult. Nici nu vă imaginați cât de mult mi-ați fost de ajutor. Dă, Doamne, să fie așa. O să le spun și colegilor de SAFT validator. Da, ce să zic acum, cu plăcere, ce să... Dar haideți că trebuie să închid, că trebuie să-mi petrec și eu ziua sau seara cu familia. Da, bine, domnul contabil. Ne auzim. Pa, pa. Ce să zic? M-ai surprins și de data asta. Mecanic de Tesla, mă fac, fii atent.